Bine ne-am regăsit, continuăm epopea lui Jupiter în Capricorn cu prezentarea horoscopului pentru fiecare zodie, fiecare ascendent cu ocazia acestui tranzit. E vorba de perioada 2 decembrie 2019, 19 decembrie 2020. Și ce zodie credeți că urmează? Zodia vedetă, e vorba de zodia Capricorn, deci Jupiter se întoarce după 12 ani în zodia Capricorn. Eu am această întoarcere, v-am mai spus și în filmările anterioare, deci trăiesc din plin, de aceea ați văzut că m-am activat foarte tare cu acest Jupiter în Capricorn, trăiesc din plin acest tranzit și v-am mai spus ceva de care aș vrea să țineți cont. Acest tranzit, Jupiter în Capricorn, ne va influența de la prima intrare, da, din data de 2, de 2 a 12 a 2019, până la ieșirea din această zodie, din data de 19 decembrie 2020, indiferent de gradul la care îl avem pe Jupiter în Capricorn. Eu l-am la gradul 26. Și atunci influența va fi mai spre sfârșitul tranzitului, dar credeți-mă, îl simt aici, îl simt în mine, îl simt așa, a venit peste mine și să știți că îmi place de el, chiar îmi place foarte tare cum se manifestă și, nu știu, mă simt foarte, foarte, foarte bine. Unde ajunge Jupiter în Capricorn? Ajunge în Capricorn unde nu este singur, este acompaniat de Saturn în Capricorn, este acompaniat de Pluto în Capricorn, este acompaniat de nodul sud în Capricorn. Toate acestea, apropo de nodul sud, până în luna iunie a anului 2020. Deci, la această întoarcere a lui Jupiter în Capricorn, terenul era deja pregătit pentru Jupiter. Era totul, era, știți cum e, când se pregătește o mâncare, se spune că totul este, când pregătește o friptură, o fezandez, da, o fezandez ca friptura să fie foarte moale și foarte fragedă. Deci totul era pregătit. Este o configurație astrologică frumoasă, care poate să aducă foarte mult noroc. Poate să aducă practic bani, o avere pe care o veți construi în această perioadă zi de zi, folosind, dragi capricorni, talentele voastre native, cum ar fi perseverența, încăpățânarea, dar încăpățânarea aceea constructivă, da? Siguranța, ancorarea în realitatea curentă, încrederea în forțele voastre. Acum, pentru voi, practic, niciun obstacol în acest an nu va fi de nedepășit și uși noi se deschid pe calea pe care o veți aborda. Cu ocazia acestui tranzit, veți experimenta, practic, un nou început. Este, efectiv, o reînnoire, o reînnoire pe care voi înși vă o doriți, pe de o parte, dacă o conștientizați, sau, pe de altă parte, vine peste voi, vine pe neașteptate și inițial poate vă poate speria, vă poate bulversa, dar nu vă speriați, fiindcă tot ceea ce, dragi Capricorn, tot ceea ce vine peste voi, ca să spun așa mai plastic, în această perioadă este setată pe această amprentă a succesului. Deci foarte multă șansă, foarte mult, a fost un an, a fost o perioadă, se termină, am spus, în iunie această perioadă și cu nodul sud în Capricorn, care a lucrat foarte, foarte greu acolo. Capricornii au fost foarte încercați, am avut și eu la consultație Capricorn cu multe probleme, cu multe lucruri care vin din trecut sau din alte vieți, cu încercări, cu schimbări, cu redefiniri. Deci n-a fost un an ușor pentru Capricorn, dar acest Jupiter în Capricorn le aduce acea rază de speranță, acea bucurie de care ei aveau atâta nevoie. Este acel moment, deci acest tranzit al lui Jupiter în Capricorn pentru Capricorn este acel moment în care puteți să vă uitați cu mai multă atenție, să vă uitați la viața voastră, să vă uitați la ceea ce vă acompaniază, la ceea ce vă însoțește
și să vedeți să faceți un inventar, da? La fel, să numărați, să sortați și să faceți un inventar. Ce vă mai este de folos? Ce este poate inutil? Și să faceți această ordine, această curățenie. Lui Saturn îi place foarte mult ordinea și curățenia. V-am mai spus, nu uitați, ziua de sâmbătă este ziua lui Saturn, da? Și atunci, în ziua de sâmbătă, este recomandat să faceți curățenie în casă, să faceți curățenie în dulapuri, da? Așa și în această perioadă. Este acea perioadă în care veți face curățenie în viața voastră și, făcând curățenie, eliberând locul, veți lăsa loc liber ca să interacționeze cu voi alte persoane, alți oameni. Practic, vă veți schimba în această perioadă, vă veți schimba acei ochelari prin care priviți lumea. Veți schimba, de fapt, o rama puteți să o lăsați, dar veți schimba lentilele ochelarilor prin care priviți lumea. Și aceste lentile, puteți să le schimbați, fie dioptriile se pot schimba, sau puteți să schimbați culoarea ochelarilor, sau puteți să luați niște ochelari heliomați, da? Deci, ce este important este că veți privi, după acest tranzit, veți privi lumea, îi veți privi pe ceilalți într-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Este acum nevoie pentru voi și simțiți această nevoie și Jupiter în Capricorn vă ajută să integrați această nevoie. Aveți nevoie de o nouă abordare, aveți nevoie de o nouă viziune, aveți nevoie de o nouă identitate. De asemenea, acest tranzit al lui Jupiter în Capricorn vă va ajuta foarte mult să vă centrați și să vă focalizați foarte mult și pe corpul vostru fizic, da? Să vedeți problemele, dacă aveți probleme de sănătate, dacă aveți lucruri cu care vreți să lucrați cu corpul vostru fizic, nu neapărat dacă aveți o durere, dacă vă doare genunchiul sau dacă aveți tensiune sau nu. Chiar lucruri cu care doriți să lucrați efectiv pe corpul, cu corpul vostru fizic și acest tranzit al lui Jupiter în Capricorn vă ajută să vă conectați, să lucrați cu corpul fizic, să găsiți terapeuții potriviți, să găsiți doctorii potriviți și să vă întăriți, da? Să aveți o altă structură, da? Și a corpului fizic, deoarece este bine în această perioadă să vă echilibrați toate energiile, atât energia aceasta a corpului fizic, cât și energia spirituală, cât și energia mentală și energia emoțională. Fiindcă, așa cum am spus, au fost 2 ani aproape în care ați fost destul de greu încercați și este bine să armonizați toate aceste energii, da? Fiindcă dacă nu le armonizați, dacă, de exemplu, aveți probleme în zona spirituală, aveți probleme în zona emoțională, toate aceste probleme pot să somatizeze pe corpul fizic. Și atunci, apropiindu-se această încheierea tranzitului nodului sud în Capricorn, este bine să fiți precauți și să nu aveți probleme sau să evitați pe cât se poate, să preîntâmpinați, mai bine spus, da, prevenție, asta e cuvântul care mi-a venit acum, să preîntâmpinați, să faceți prevenție la tot ce este legat de zona aceasta de sănătate. Acum legat de cartea care va căzut din Ask the Guides, Ask Your Guides, este o carte foarte interesantă. Deci, din toate cărțile, oracol pe care le-am extras acum pentru aceste filmări, această carte mi s-a părut extraordinar de interesantă. Cartea se numește Moarte, Death. Vedeți aici, este o persoană, este un om care pare a fi îngenunchiat. Vedeți, în spate sunt niște oameni în spate acolo care, practic, dacă mă uit eu foarte bine, nici nu știi ce vor. Fie vor să-l pedepsească sau vor ca să-l binecuvânteze, dar sunt cei doi îngeri care sigur îl veghează. Deci, practic, Jupiter în Capricorn vă va ajuta, dragi Capricorni, să reînviați, vă va ajuta să vă transformați, vă va ajuta să vă schimbați viața. Am spus, este vorba de o nouă identitate, deci coroborat cu tranzitele
Puternice din Capricorn, Saturn în Capricorn, Pluto în Capricorn, Nodul Sud în Capricorn. Acest tranzit al lui Jupiter în Capricorn vă va aduce acea beneficitate de care aveți atâta nevoie. Și această moarte, în ghilimele, da, se va transforma într-o nouă viață, într-o nouă existență. Bineînțeles, nu uitați, aveți credință. Credința este cea care vă ghidează în acest an, credință în divinitate, credință în voi și în puterea voastră de a face lucrurile să se întâmple. Deci o carte extraordinară. Noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Lumistarlight Astrology și aici pe canalul de YouTube, unde voi reveni cu ultimele două horoscoape pentru ultimele două zodii. Stați pe aproape!